cuprinsă cu scandal miercuri în comisia mixtă din cadrul complexului energetic Oltenia. Vicepreședintele FNM, Constantin Mitrescu, i-a adus jigniri grave șefei de la personal din cadrul companiei, Petra Petrașcu, susțin liderii celorlalte sindicate, participanți și ei la negocieri. Injuriile aduse directoarei de la resurse umane au fost imposibil de reprodus pe post. Sindicalistul Constantin Mitrescu s-a dezlănțuit în momentul în care Petra Pătrașcu a început să dea citire protocoalelor încheiate cu sindicatele pentru sediile sociale ale acestora, susține președintele SMEO Gabriel Căldărușe. A încercat să manipuleze de la o chestie cu sedii? Nu. Directoarea cu personalul a început să citească, ca exemplu, cum trebuie făcut un protocol pentru a intra iarăși în legalitate. Asta e până la urmă procedura. Deci protocoale pe spațiile care le are fiecare sindicat. Așa. După aceea a încercat, am văzut în presă, să spună că cei la Jilți au mai cerut un spațiu. Lucru total fals. Erau aceleași, că dacă avea bunăvoința și răbdarea de 10 secunde, putea verifica mă ce au avut, ce există la ora actuală. Jignirile aduse de sindicalist șefei de la personal în timpul comisiei mixte de negocieri au fost imposibil de reprodus din cauza limbajului folosit. Vă spun cu injurii... Păi cum? Așa, cum i-a făcut lui Ciurel atunci în piața? Mai rău, cred. Pe cuvânt? Mai rău. L-a luat de gât? Injurii nu a luat de gât, dar injurii mult mai jignitoare. Deci... Nu, deci la adresa nu pot... cărui director? Doamnei director Ruad, cu personalul. Dar nu pot să reproduc asemenea cuvinte. Vă e rușine să aduceți? E vorba de cuvinte, cred că veți primi dumneavoastră amendă. Deci pe lângă jurături... Ne închide CNA-ul dacă spune sigur, așa? Sigur. Ieșirea vicepreședintelui FNM este taxată dur de aproape toți liderii sindicatelor din CEO. Constantin Crețan, președintele sindicatului Lignitul Oltenia, a declarat că Mitrescu este agresiv în general la ședințe. Gradul de civilizație a lui Mitrescu ar trebui de dorit, pentru că el, inginerul Mitrescu, a ajuns inginer prin sindicate. El era pasnic la poarta unității. Deci căutați și veți găsi că Mitrescu a fost pasnic la poarta unității. Vă surprinde atitudinea domnului Mitrescu? Nu mă surprinde atitudinea lui Mitrescu și forma lui de a fi conflictuat permanent. Deși erau probleme importante de discutat în cadrul comisiei mixte, ședința s-a încheiat din cauza sindicalistului agresiv și asta deoarece șefa de la personal a refuzat să mai continue discuțiile. Constantin Mitrescu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.